Călin Popescu Tăricianu este acuzat oficial de procurorii DNA că ar fi primit aproape 800.000 de dolari. Potrivit procurorilor, mita ar fi fost dată de reprezentanții unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiționale la un contract comercial, banii fiind folosiți pentru campania electorală. Încă un cutremur a avut loc joi dimineața la ora 7:35, acesta având magnitudinea de 3,5 pe scara Richter. Este al doilea în decurs de numai 2 ore, primul cu o magnitudine revizuită la 3,7 pe scara Richter a avut loc la ora 5:47, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului. Moarte teribilă în Gorj, unde un bărbat de 68 de ani din Rovinar s-a aruncat în această dimineață de la etajul 4 al unui bloc din oraș, asta după ce apartamentul în care locuia a fost cuprins de flăcări. Bărbatul nu a mai putut fi salvat, în ciuda manevrelor de resuscitare. Zeci de persoane au fost împușcate într-un atac armat comis azi într-un bar din orașul Thousands Oaks, aflat în statul american California, relatează The Independent. Martorii povestesc că atacatorul a împușcat un agent de securitate aflat în fața barului, iar apoi a intrat în clădire unde a aruncat mai multe grenade fumigene. Samsung a prezentat un telefon pliabil în cadrul unei conferințe în San Francisco, apreciind că ecranul Infinity Flex este temelia smartphone-ului de mâine și că intenționează să înceapă producția în următoarele luni, informează BBC. Toate știrile de ultimă oră vă sunt prezentate de agenția Mediafax.